Salutare dragilor și bun venit la un nou vlog! Astăzi este o zi specială, fiindcă mi-am făcut bagajul pentru că Hașul voia cu el în America! Unde o să închiriem o mașină foarte drăguță, o să vedem Las Vegas-ul, o să vedem Los Angeles-ul, o să vedem Grand Canyon, o să gustăm niște mâncăruri prototip de la Taco Bell, pe care o să vizităm în ziua 2 și o să ne simțim excelent pentru că e o vreme grozavă, e vară, suntem tineri, viața e frumoasă, hai să începem vlogul ăsta! Cum toate aventurile încep în aeroport, iată-ne aici în Viena de data asta, pentru că de aici plecăm spre LAX. Hello! O să mă relaxez până în LA, o să dorm, doamne ce bine o să fie. Abia aștept, mi-am rezervat o mașină la care visez de foarte mult timp și pe care chiar voiam să o cumpăr într-o vreme. Și mi-am rezervat-o să mă plimb o săptămână cu ea prin California. Hai că nu vă spun ce e, dar o să vă fac o mare surpriză, să vă placă. Am aterizat, sunt în LA, US Customs, da, încolo. O să fie Caterinca, sigur o să mă țină super mult la verificări. De obicei se întâmplă asta. Ăsta e venul care am venit. Hai să ne cilim acum. Am plecat de la hotel, suntem pe freeway sau highway? Nu știu, suntem pe freeway sau pe highway. 8 benzi pe sens, toate full. Mergem la California Science Center. Este un fel de muzeu aerospațial, pentru că, după cum știți, mie îmi plac chestiile astea. Și motivul pentru care merg sincer este ca să văd două lucruri. The Space Shuttle și doi, A12, se numește. E platforma pe care e bazat SR-71 Black. Mai vedem mers destul de mult. Se merge mult aici. Mașina asta are în mile. Kilometrajul în mile. Da. Ce faceți mai? Mă, salut. Toată lumea salută. Ce drăguț. Mă știu ăștia mă și aici, am uitat pe machiași. Băi, că când faci doza? Wow! Da, mașina asta motorul. Se pune în parking foarte ușor, în loc de reverse. Mi se pare super, mă rog, anyway. Am un love-hate relationship cu mașina asta. Și pentru că stăm cam o săptămână în California și vrem să vedem mai multe chestii, vrem să ajungem și pe la Grand Canyon și pe la prin San Francisco și prin Vegas, Doamne ajută prin San Francisco, am închiriat o mașină. Adică vreau să o ard cât de americanesc pot, știi? Și cea mai americanească mașină la care m-am gândit este un Jeep Wrangler. Este un Jeep Wrangler Sahara. Inițial aveam un 20. De foarte mult timp apreciez mașina asta și mi-a plăcut super mult. Cei de la Jeep din România n-au vrut să dea o mașină la teste. Nu știu, cred că au ceva cu mine. Deci nu știu, dacă scrieți-le, dacă aveți ocazia și întrebați ce au cu mine. De nu vreau să dea un Jeep la tine, mi-e place foarte mult mașina asta. Bun, acum am ocazia să o conduc o săptămână în America, la ea acasă. Deci treaba așa, m-am uitat pe net, dacă tot am venit în California, să văd unde mai exact în zonă găsesc un SR-71 Blackbird. Și sunt mai multe locuri. Unul din ele este o bază militară, undeva lângă Vegas. Acolo, de fapt, este un SR-71 Blackbird autentic. Ăsta de aici, de la California Science Center, e un A12, se numește. Adică, practic, este avionul pe care a fost bazat, practic, SR-71 Blackbird. Uite, la, oh my god, ăsta e. Oh, shit. Mă. Pasărea asta e o orgie de cifre. Să vă dau câteva. Viteza oficială este Mach 3,5, adică de 3,5 ori viteza sunetului. Adică peste 4000 de km pe oră, deși unii spun că ar fi zburat mult mai rapid de atât. Altitudinea oficială de croazieră este de 35 de km altitudine. Asta în condiția în care un avion de pasageri zboară la 10 km. La viteză maximă, fuzelajul avionului se încălzea la peste 600 de grade Celsius. În condiția în care apa fierbe la 100 și cuptorul tău de acasă merge până la 250.
atât de tare se încingea încât inginerii au fost nevoiți să-l construiască din titaniu. Orice alt metal folosit în industria aerospațială se făcea plastilină. Deține în zi de azi recordul absolut de viteză. În ultimul lui zbor a făcut New York-Londra în 1 oră și 54 de minute și a zburat supersonic doar jumate din distanță. Este incredibil. Avionul era folosit pentru surveillance. Nu era echipat niciun fel de rachete, mitraliere, absolut nimic. Era doar un avion de spionaj. Aia tot ce făcea. Și bineînțeles, ca să-l propulseze la vitezele alea, folosea două motoare Pratt & Whitney J58. Se numește, este un turbo ramjet. Funcționează ca un motor turbo până pe la Mark 1 și de la Mark 1 sus funcționează ca un motor ramjet. Mai complicat modul de funcționare, dar oricum, pentru că mai spus, era ceva incredibil. Erau doi operatori, era un pilot și un inginer și în timpul războiului rece, ăsta era cel care făcea spionajul. O chestie super interesantă despre Blackbird era că, pentru că se încingea la 600 de grade Celsius la viteze maxime, panourile se dilatau. Adică, înțelegi, se expandau. Asta înseamnă că în momentul în care era la temperatura camerei și stătea în hangar, între panouri erau niște gap-uri foarte mari. Deci ei aveau niște... Inginerii trebuie să lase niște gap-uri între panouri, astfel încât viteza maximă să se expandeze. Și în hangar, din avionul ăsta curgea combustibil. Așa de mari erau distanțele între panouri, încât efectiv curgea kerosen din el. Și așa a fost primul avion stealth. Adică se are o amprentă pe radar de dimensiunea unui vultur mai mare. Deci amprenta radar acestui avion era de dimensiunea unui vultur. Adică rușii vedeau pe radar un vultur. Operatorul din spate, în momentul în care cineva lansa o rachetă, și s-au lansat câteva rachete, pentru că unii l-au depistat, și lansau rachete solar, să-l doboare pe fraier. Și când li se aprindea bordul, știi, le aveau niște alarme când racheta era locked pe ei, ia un sistem prin care îi avertizează. Și când vedeau că vine racheta, ce făceau? Băgau accelerații. Pentru că nu există rachete pe planeta asta care să ajungă la vitezele lui ăsta. Adică oricine trăgea asupra lui ăsta mergea mai repede ca orice glonț, rachetă, ce vrei tu. Nu e un Blackbird ăsta, este un A12, dar Blackbird este similar. Vezi care are în față cocoașa aia? Blackbird nu are cocoașa aia în față, este totul smooth. Oricum, e good enough pentru mine. Blackbird e și negru, e negru tot. Adică arată într-un fel așa negru, știi? Ăsta e... Deci a fost folosit de NASA, că după ce l-au scos din uz, vreo 2-3 au fost folosite de NASA pentru, na, totul experimente. Zbura pe la 35.000 de metri altitudine. 35.000 de metri. Ca să faceți o idee, un avion de pasageri zboară la 10.000 de metri. Mai sus de atât și nu funcționează motoarele, zboară de 3-4 ore. Adică aproape în stratosferă. Și unii zic că mergea mai sus, dar din nou, viteza maximă și altitudinea, printre care multe alte chestii, sunt evident super secrete. Dar dacă noi știm că zboară la Mach 3,5, vă dați seama că zboară mai repede. Și dacă noi știm că zboară la 35 de kilometri altitudine, vă dați seama că zboară mai sus. Deci da. Când decolau, nu avea voie să decoleze, să fie full de combustibil, că era prea greu. Și trebuia să decoleze semi-gol, după care se alimenta în aer. Uite, Concordul și A12-le, trainer. Na bun, hai să vă arăt ceva super tare. Ăsta este Apollo Soyuz. Ăsta este gen ăla, autentic. Da? Cu ăsta s-a zburat. Exact, ăsta este un joint venture între ruși și americani. A fost făcută ca să cumva pregătească drumul către viitorul program spațial american și, bineînțeles, rusesc. Sateliți. Așa arată sateliții trimiși în orbită. Mă rog, în perioada aia, evident, nu mai arată chiar așa acum. Dar în mare, astea sunt replici fidele. Și ăsta, dragilor, este printre primele landere care a fost luată pe Marte. Se numește Viking. Acum îl avem pe Curiosity și pe toate alea. Ăsta era mult mai primitiv, uite cum arăta săracul de el. Dar da, ăsta e. Cât de tare și genii aici. Băi, ca să înțelegeți, eu sunt așa de entuziasmat acum și sunt ca un copil mic și prost, pentru că eu când am fost mic, n-am avut ocazia să văd astfel de chestii. Uite, puțoii ăștia de aici, aveți că toți puțoii ăștia au super mare noroc, fiindcă trăiesc într-o țară ca asta și au ocazia să vadă astfel de chestii și să le fie accesibile. Adică, for fuck's sake, eu n-am văzut în viața mea așa ceva.
și copiii ăștia poate să le vadă live. Deci e bine că poate să fie inspirați. Și pentru ei nu mai e ceva genul, a, wow, da, am văzut și eu Space Shuttle-ul când am fost la Science Center, când am fost în clasa 4-a. Eu nu pot să zic chestia asta, eu am fost la Techer Gheol și la, pune dracule, cea când eram noi în clasa 4-a, la Bușteni. Altă chestie pe care o mai găsim aici este Space Shuttle Endeavour. Da, o să vedem naveta spațială Endeavour. Da! Și unul dintre cele mai awkward chestii era să faci caca în spațiu. Mă, că na, în gravitație zero nu merge treaba cum merge pe pământ. Motiv pentru care trebuia să aibă un, na, sistem special care practic, nu știu cum să o spun delicat, na, sugea caca din tine. Dar asta făcea. Na, cum să zic mai delicat, asta e situația. Asta e cumva o, mă rog, repunere în scenă a centrului de comandă pentru misiunile astea pe care navetele spațiale le aveau. Mă iertați dacă o să vorbesc mult în engleză, dar tot contentul pe care eu îl consum în materie de așa ceva este în engleză. Deci, cum spui Space Shuttle în românește? Nu știu, naveta spațială, nu? Naveta spațială! Hai să vedem! De plăcuță din aia neagră, de burta aia. Navetul era numele 4, avea locușorul ei, avea dimensiunea ei unică. Asta este un scut protectiv pentru re-entry, pentru intrarea în atmosferă. Pentru momentul în care intra în atmosferă, se încingea enorm de mult. Și partea de jos era din ceva carbon, ceva compozit de carbon extrem, extrem de ușor și de poros și se încingea extrem tare. În cazul în care nu avea burta asta de carbon, se dezintegra efectiv. Și una din ele s-a și dezintegrat. De altfel, două din astea au fost prima astfel de navetă reutilizabilă. Ăsta mic, da? Red Bull-ul ăla mare pe care l-avem și noi. Și simte ăsta cât e. E fix pe asta, o să iei și iau. Ce zici de ăsta? Ha? Cum e, mă, Red Bull-ul ăla, mă? Nu știu, un litru? Sfârșitul zilei 2, sau mă rog ziua 1, dar de fapt e ziua 2, că eu ieri am ajuns de fapt și pe astăzi, na, e a doua zi când sunt în LA. Băi, tata, deci am condus, mi-a venit acru. Oamenii ăștia, ca să înțelegi, noi suntem în Irvine, da? Hotelul meu e în Irvine. Și am toată ziua astăzi am mars-o prin LA, că am văzut pe acolo o grămadă de chestii. Și ca să faceți o idee, imaginați-ți că Bucureștiul și Ploieștiul ar fi gen unite, la modul că ar fi un mare oraș între ele, da? Adică între București și Ploiești n-ar fi gen câmp deloc, ar fi un oraș în continuu. Oraș, case, da, universități, spitale, naiba. Ei, noi stăm echivalentul în Ploiești și LA-ul este echivalentul gen București. Și am mers pe autostradă în continuu 80 de kilometri, 8 benzi pe sens, 8, din nou, repet, 8 benzi pe sens, da? Și am mers în continuu ca să ajungem încolo și în continuu ca să ajungem înapoi. Deci da, distanțele sunt super mari aici, sunt extrem de mulți oameni, extrem de multe mașini, e extrem de aglomerat totul. Am meritat, a fost super mișto ziua de astăzi. Mâine, habar n-am ce o să facem, că încă nu mi-am stabilit programul, deci Andra acum e în lobby, aduce niște bere. Și o să mă gândesc ce face mâine la o bere. Și plus că sunt jet lag, adică orarul meu este dat peste cap, nu mai știu ce oră e, știi? Acum oare e ora
a trebuit să fie dimineață, teoretic, în România. Aici e deja 11 seara. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud.